Caz revoltător în comuna Șișești. 17 cadavre de animale au fost aruncate într-o zonă izolată de la limita localităților Șurde și Cavnic. Primăria Șișești a fost anunțată de această situație ieri de un bărbat din Cavnic și la rândul său a sesizat structurile responsabile să intervină și să facă verificări. Printre acestea, SGA, Garda de Mediu și DSVSA. Stânele sunt pe teritoriul orașului Cavnic, dar în apropiere, la vreo 300 de metri, 400 de metri. Ne-a surprins și pe noi, am luat legătura și cu cei doi fermieri, acum recunosc, nu prea recunosc. Mai sunt ceva crotali în urechi la una sau două animale. Sperăm să identificăm și vinovații. Vă dați seama, trebuie să luăm alte măsuri, nu se poate așa ceva să se creeze o astfel de situație în comuna noastră. În cursul zilei de astăzi s-au făcut verificări în zonă, iar medicii de la DSVSA Maramureș și-au prelevat și probe. În această după-amiază s-au făcut și autopsii în cazurile în care s-a putut. Și asta pentru că animalele au murit în urmă cu 30 de zile și erau în faze diferite de descompunere. Directorul adjunct al DSVSA Maramureș a afirmat pentru Teleplus Maramureș că este vorba despre 17 capre care au fost bolnave. La unele s-a constatat că au avut probleme pulmonare. Cei care au abandonat animalele au tăiat urechile pe porțiunea pe care se aflau prinse crotalile pentru a nu fi găsiți proprietarii. La fața locului au fost identificate doar 3 crotali auriculare pentru a putea să punem în urma verificărilor în evidență cine este proprietarul. Am identificat proprietarii, mâine o să facem o anchetă la aceștia pentru a vedea dacă animalele au fost aruncate de dânsii sau ele au fost vândute într-o altă etapă și nu au fost descărcate din baza de date. Iar după amiază, polițiștii au fost sesizați că în locul numit Sub Pietre, situat la limita localităților Șurdești și Cavnic, au fost găsite leșurile mai multor animale, posibil capre și oi. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă și au solicitat sprijinul reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare Maramureș și Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș pentru a lua măsuri conform competențelor. Verificările la fața locului au fost reluate în cursul zilei de azi. Până în acest moment nu au fost întrunite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni. Se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care au ajuns animalele în Albia Pârâului. Reprezentanții de SVSA și cei din primăria Șișești sunt revoltați de modul în care unii înțeleg încă să abandoneze animalele moarte. Avem deja și noi în județul Maramureș o unitate de ecarisare. Deci avem o unitate de ecarisare în județul Maramureș, la Sein, care preia absolut toate cadavrele care rezultă din cauze a morții diverse, că sunt foarte și frecvente cauzele morții la animale, este foarte normal acest lucru, mai ales că Maramureș are și un potențial foarte mare sub aspectul creșterii animalelor. Dar să arunci în continuare pe o cutumă veche, în pădure, animalele, este de neînțeles. În cursul zilei de mâine se vor ști mai multe lucruri legate de acest caz.